Salut tuturor și bine v-am găsit la un nou episod din seara asta de GTA 5 Online. Aici din nou testăm o nouă motocicletă. E din ca Enduro. Și ca de obicei o să încep prin a vă spune plusurile și minusurile la această motocicletă. Plusurile este că are mai multă viteză, asta este și mai scumpă. Și este singura motocicletă enduro pe care am văzut-o până acum care are indicator de viteză. Ceea ce e un plus, părerea mea. Minusurile însă sunt ceva mai multe. Deși are viteză mare, nu frânează bine. La curbe, la viteză se descurcă groaznic. Deci nu rău, groaznic. Și pur și simplu la coborâre mi se pare super dificil să pur și simplu doar să încerc să cobor cu această motocicletă în viteză. Mie personal motocicleta asta nu-mi place pentru enduro. Nici măcar să mă plimb așa cu ea, că nici viteză. Are viteză, dar într-un nu frânează bine. Mai mult aș cădea de pe ea. Normal că am testat-o înainte, până acum, ca să văd cum se descurcă, cum merge, cum una alta. Acum o să vă arăt și vouă cum merge pe drumul ăsta. Și o să vă rog să vă spuneți și voi părerea în comentarii față de celelalte motociclete. Cum vi s-a părut că se descurcă astea? Că s-a descurcat asta. Eu în acest moment nu mai am bani. Până următor videoclip probabil o să-l fac în momentul după ce mi-am modat contul cu băieții de la DigiZani, care normal o să plătesc. Uite, vedeți? A zburat, am încercat să pun frână, fix nimic a făcut. O să dau 15 euro la DigiZani să modez și o condus, ca să avem bani, să faci, să avem firma, să avem mai multe, pentru a putea să facem și noi bani în Freedom, pentru că sincer nu prea îmi place mie să mă bag în misiuni continuu. Mai degrabă aș face bani în Freedom. Vedeți, curba aia o luam mult mai ușor, celelalte motociclete. Și ați văzut că era destul de strâmtă curba. Cum dracu le-am dat pe amândouă pe jos? Please, GTA, please! De fapt, să ne gândim de diferența de sunet, am vrut să zic, dar... Nu știu, mie mi se pare o diferență mare de sunet între motociclete, adică parcă se aude la fel. Totuși, parcă se aude acum că are o problemă la tobă. Bun, ia să vedem cum se descurcă și pe Ciliad. Îl voi vedeți copacul ăla din depărtare, netexturat, bine, la distanță, curios dacă mă apropii. Gata, m-am apropiat aici, se vede bine.
Deci am avut până acum doar o căzătură cu motocicleta asta, mă aștept să am mai multe, hai să vedem, că nu s-a terminat. Încă. Hai că am încercat să țin shift-ul să tragă mai tare în sus, dar văd că are o singură viteză la urcare. Opa, sau îi dă mai tare dacă mă dau pe roată? Hai că parcă îi dă mai tare pe roată. Ia să vedem noi. Adică nu mai avem foarte mult până ajungem sus. Și am ajuns și sus pe Ciliad. Acum e buba. La coborâri, buba, că nu o să frâneze cum doresc eu dacă accelerez și mi-e să nu cad. Și când urmează să când urmează săriturile nasol. Aici după curba asta urmează. Era să mă duc, dacă nu puneam frână cât de cât acolo. Și aici, dacă zic, de obicei la săritura asta e nasol. Da, uite, ce am zis, n-a pus frâna deloc. Uf. Și am ieșit de pe drum. Ia să vedem, hai, dă-i pe aici măcar. A pus și a frână. Da, ce pot să zic? Am avut și motocicletă. Uite-o acolo. A, da, am făcut-o pe tipă mai blondă, încă nu știu. Dacă, mi se pare că dacă e mai auriu, arată mai bine. Of. Te bag casca în cap. Hai că m-am dat mai aproape. Oricum pe citat mai greu cred că ajung. Nu cred că mai ajung. Hai, uite aici un test bun, să vedem cât tare trage. Hai, cam de unde am plecat. Ia, hai să-i dăm în continuare. Am dat un fail. V-am spus, motocicleta asta nu frânează efectiv. Și în momentul ăla am apăsat și space-ul și S-ul în același timp. Păi am zis că hai frate că frânează, că nu știu ce.
Da, frânat. Cum să nu frâneze? Pune, mă, frână! Doamne. Hai că ai și bine aici, a dat în alte dăți, când am mai trecut pe aici direct m-am dus. Și cam atât a fost și acest episod. V-am spus, v-aș ruga să vă lăsați părerea voastră pe această motocicletă. Pe părerea mea, nu prea bună. În comentarii. Și noi ne auzim data viitoare. Ciao, bă!